Acum mai zicea psihoterapeuta asta că subconștientul e acolo un întuneric, ca și cum ar fi în pod, în pivniță, nu știu ce. Și merem acolo și vedem fricile noastre și n-avem lumină. Și acolo, când n-avem lumină, o să vedem pe copilul ăla care are nevoie de atenție, dorințe, de nu știu ce, care-i tătie, cum ar veni. Și acolo, în capul ei de psihoterapeută, s-o grămadă de entități. Să margă, să stea cu fricile ei în subconștient. E nu-și dă seama că subconștientul nu se poate atinge doar dacă devii conștient total de mintea conștientă 10%. Toată ziua să fii conștient ce ți intră, ce ți iasă din cap. După aia dai de subconștient. Dar ca să dai de conștient, trebuie să stai prezent prin simțuri toată ziua. Ăștia nici habar nu au. Nici habar nu au de... Și că acolo găsește pe copilul ăla care are nevoie de afecțiune, de luat în brațe, de satisfacerea dorințelor. Ăla nu-i copil. Ăla-i diavolul din capul tău. Că tu nu te-ai născut cu afecțiuni. Te-ai născut cu îmbrățișeri, cu chestii. Le-ai învățat. De la ceilalți. Nu m-a bălărit, dar acum dacă am ascultat video-ul ăla, l-ascult până la cap. Oricum, nici nu merită ascultat. Vă bag în ceață, în ceață, mai mare ceață. În loc să aduc un pic de lumină în viețile voastre. Să fiți un pic mai prezenți. Vă bag în bălăceacă.